Tot mai puțin copii sunt interesați de sport. Cu toate acestea, primăria Plopeni, prin Clubul Sportiv Oroșenesc pe care îl administrează, încearcă să promoveze activitățile sportive atât cât îi permite bugetul. Activitatea sportivă care ar trebui să înceapă la nivel de școală generală este aproape de zero. Copiii, după cum vedeți, fac sportul mai mult pe smartphone-uri și pe tablete. Situația celor de la țară este foarte precară. Din cauza sărăciei nu mai au bani de transport să vină la orașe să facă sport de performanță. După cum vedeți și la nivel de tenis, copiii vin, se inițiază, după care mai departe intervine partea financiară, care este foarte importantă, da. Dar, v-am spus, încercăm să ne menținem. Avem sprijin în totalitate al autorităților republice locale și ne menținem la un nivel bun. Clubul sportiv oroșenesc Plopeni și-a restrâns în ultimii ani activitatea la trei mari discipline sportive și anume fotbalul, handbalul și tenisul. La fotbal avem echipa de seniori care activează în cadrul Ligii a Prahova și două grupe de copii și juniori. Handbalul, la fel, avem echipă la Divizia A. Și la fel avem patru grupe de juniori și o grupă de mini-handbal. O ascensiune importantă a luat-o și tenisul de câmp în ultima perioadă și datorită impactului TV cu gen Halep, Niculescu, Cârstea. Sunt foarte mulți copii pe grupe de inițiere. Avem și copii pentru grupele de performanță. CSU Plopeni se confruntă cu probleme financiare. Finanțarea majoritate vine numai din partea autorităților locale. Sectorul privat foarte puțin și asta nu din cauza că ar fi reticenți la, dar și datorită legilor care sunt foarte alambicoase, să zicem așa. Nu se mai pot face sponsorizări așa? Se pot face, dar din câte știu și din discuțiile care le-am avut, pentru că de ce să nu spunem, sunt oameni interesați care vor să investească în sport, lucrurile sunt foarte complicate, birocrația la nivel macro este, vedeți și noastră cum este. CSU Plopeni organizează anual un campionat național de mini-fotbal. De asemenea, aici vin în cantonament foarte multe echipe de handbal, atât primăvara cât și iarna.